reușit, Partidul Popular European merge pe ideea că candidatul său, este vorba de mine, va fi unicul care va reuși să continue cu elementele pozitive. Să nu ne oprim doar la regimul fără de vize și la codul de asociere, ci să continuăm. Zilele astea am văzut un sondaj care spune că cea mai mare realizare pe departe în 25 de ani este regimul fără de vize. Îmi doresc foarte mult ca peste 2-3 ani, atunci când va fi făcut un sondaj similar, cea mai mare sau a doua cea mai mare realizare să fie depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană. Pot face acest lucru, am apelat deja la toți partenerii noștri, știu ce trebuie să facem în plan intern, vedeți că am inițiat și un turneu prin capitalele importante europene săptămâna viitoare, peste 2 săptămâni voi continua acest parcurs. Este foarte important să ducem la capăt acest obiectiv, fiindcă în momentul în care depunem cererea de aderare la Uniunea Europeană, înseamnă că lucrurile în țară s-au schimbat, înseamnă că justiția este mai bună, înseamnă că economia este mai puternică, înseamnă că oamenii trăiesc mai bine și există o societate mult mai bine încheiată. Trebuie neapărat să ducem la capăt acest obiectiv.